și bine v-am găsit la cel de-al doilea episod din serialul Pastila de muzică, tratamentul celor curți. Acest episod este difuzat într-o zi în care noi nu mergem la școală și atunci m-am gândit să vă propun o provocare creativă. Dar înainte de asta îmi doresc să vă prezint un compozitor cu totul și cu totul deosebit. Acest compozitor se numește Jean-Philippe Rameau și a trăit acum aproximativ 300 de ani. Muzica sa a rămas în istoria muzicii ca o emblemă în ceea ce privește barocul, curentul din care el face parte. Alături de tratatele sale de armonie și mai ales de operele sale valet, Jean-Philippe Rameau este cunoscut mai ales pentru melodia Frere Jacques, melodie pe care a compus-o pentru unul dintre copiii săi. Astăzi îmi propun să vă arăt cum ne putem acompania pe o piesă a lui Jean-Philippe Rameau cu ajutorul pixului, instrument de scris care îți vine în folosul tău doar prin mânuirea a trei gesturi. Gesturi pe care am de gând să vi le prezint imediat. Gestul cu numărul 1 este acela în care batem cu mâna în masă. Podul palmei. 1, 1, 1. Gestul cu numărul 2 este chiar mai simplu. Cu vârful pixului batem în aceeași masă. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 1, 2. Gestul cu numărul 3 este gestul în care așezăm pixul cu toată lungimea lui pe aceeași masă, bineînțeles. 3, 3, 3. Acompaniamentul cu ajutorul unui instrument de scris se realizează prin alternarea acestor 3 mișcări. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haideți să ascultăm piesa și să vedem ce putem realiza pe piesa lui Jean-Philippe Rameau. Să încercăm acum să deslușim acompaniamentul cu ajutorul pixului pe această piesă. Vom începe cu gestul cu numărul 1 pe care îl vom efectua de 8 ori. 1, 2, 3, 4 și tot așa până la 8. Dacă te simți mai inventiv, poți dubla gestul cu numărul 1 la modul 1, 1, 1. Adăugăm pentru fraza următoare vârful pixului, mai precis, fraza 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, sau 1, 2, 2, 1, 2, 2. Partea cea mai complicată va fi atunci când vom adăuga gestul 3, pe care îl alternăm cu celelalte două. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, sau 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Haideți să vedem cum sună pe muzica lui Rameau un acompaniament cu pixul. Eu vă voi spune gesturile în timp ce muzica rulează. 1, 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 punem 2, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haideți să punem și 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Vă las în continuare cu acompaniamentul pe care l-am realizat integral pentru această piesă. Puteți să improvizați, puteți să adăugați gesturile care vi se par vouă confortabile, dar cel mai important este să nu uitați să vă bucurați de muzică.
Vă mulțumesc foarte mult, vă rog frumos să repetați, nu uitați să studiați și să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!